Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Școala Gorjeană. Suntem împreună cu domnul profesor Marius Buzerea, directorul Colegiului Tehnic General Gheorghe Maghieru, care îi spunem bun venit în emisiunea noastră. Bine v-am găsit! Invitația nu este întâmplătoare, sunt extrem de multe evenimente la ordinea zilei. Poate cel mai interesant și deocamdată încă nedezbătut, și noi suntem cu foarte multe hârtii, după cum vedeți dumneavoastră aici, se referă chiar la nou plan cadru, atât de dezbătut timp de câteva luni, inclusiv liceele au fost întrebate, au discutat aceste planuri cadru chiar dacă erau la gimnaziu și după ceva amânări, că trebuia să fie gata de prin februarie, cred, avem nou plan cadru aprobat. Cea mai interesantă idee și de fapt de aici nu întâmplător titlul nostru, profilul absolventului pasul spre liceu, este că nou absolvent de gimnaziu se speră că va fi unul mult mai complet, mult mai bun ca materie primă cum îl preluați la nivelul liceal. De fapt, nu întâmplător, aș discuta cu liceele, să spunem așa, pentru absolvenții de gimnaziu și aș discuta cu învățământul superior pentru absolvenții de liceu, ca să vezi beneficiarul. Bine, acum ar fi discutat și cum discutăm despre absolvenții de facultate, eventual cu, și știm acest lucru, cu beneficiarii direct sau... Da, aici aș face și o paranteză. Dacă ne referim la liceele tehnologice, eu cred că ar trebui să discutăm nu numai cu instituțiile de învățământ universitar, dar și cu agenții economici, pentru că o mare parte din absolvenții liceelor tehnologice se pregătesc să intre direct pe piața muncii. Și aici trebuie un piculeț, un pic altfel de competențe care trebuie dobândite pe parcursul liceului. Bun, avem un nou plan cadru care abia a apărut, e și contestat, e și lăudat, se spune de ce nu s-a făcut așa, sunt câteva lucruri care se reproșează noului plan cadru. Am să punctez însă ca deschidere așa, ce aduce nou? Pe lângă faptul că sunt puțin mai multe ore și o să discutăm despre asta, schimbările față de actualul plan cadru se referă la clasa 5-a, limba română, mă refer la schimbările importante, limba română pierde o oră la clasa 5-a, deci româna rămâne cu 4 ore, limba latină atât de discutată că se scoate de tot a fost mutată la clasa 7-a, încolo, practic, biologia pierde ore față de actualul plan cadru, Apare informatica ca disciplină de sine stătătoare, deci nu mai este opțional. Și la nivelul de opțional avem un opțional integrat între mai multe discipline. Asta ar fi principala noutate, dacă am vedea-o așa, față de ce era până acum. Acestea ar fi schimbările. De unde pornim discuția noastră? Să începem cu numărul de ore? Păi, în primul rând, trebuie să explicăm telespectatorilor dumneavoastră că avem foarte multe hârtii pentru că subiectul pe care îl abordați dumneavoastră în această seară este unul de foarte mare actualitate. Practic, ieri a apărut pe piață acest plan cadru. Ieri l-a anunțat ministru, da. Ieri l-a anunțat, a fost făcut public. Am avut și noi foarte puțin timp să-l citim și mă refer aici la cadre didactice atât din învățământul gimnazial cât și din învățământul liceal. Și având în vedere că mare parte din metodologiile care urmează să indice modul în care se va aplica acest plan cadru și mai ales modul de aplicare al opționalelor, de alegerea opționalelor, cred că este bine, așa cum a spus dumneavoastră în această, cel puțin această emisiune, să ne oprim doar la ce aduce nou față de vechiul plan cadru. Primul lucru, poate ar trebui să plecăm de la faptul că, așa cum spunea și domnul ministru, acest plan cadru se adresează și poate chiar s-au grăbit un piculeț forurile de decizie cu apariția acestui plan cadru, cred eu, poate chiar ar fi trebuit mai bine dezbătut, dar elevii de clasa a treia, care deja lucrează pe un alt plan cadru, practic se pregătește tranziția pentru ei, astfel încât anul celălalt, când vor ajunge în clasa a cincea, vor merge pe noile planuri cadru și atunci
cred eu că guvernanții au încercat să urgenteze acest lucru tocmai pentru a avea un an întreg la dispoziție pentru a pregăti anumite aspecte, așa cum spuneam mai devreme, legate de anumite opționale care trebuie să integreze mai multe discipline. Pe de altă parte, planul acesta cadru față de discuțiile care au fost cele mai mediatizate, unde se așteptau, toată lumea se aștepta la o reducere, la o sistematizare a materiei. Să spunem că ne-a luat cam pe toți prin surprindere, pentru că apar ca o noutate, crește un pic numărul de discipline, de materii, mă refer la, în special la cele în trunchiu comun, care trebuie studiate, și vine și cu câteva noutăți. Odată o serie de propuneri la nivel național cu privire la disciplinele opționale, cu discipline opționale care pot fi realizate pe plan local, dar și cu acele discipline, cu acele module, discipline opționale care trebuie să integreze mai multe discipline și care sunt obligatorii. Da, apropo de acest lucru de sistematizat, de practic n-avem programele, deci acum s-a făcut apelul ca să se strângă acele colective de lucru și să avem programele, după aceste programe care ar trebui teoretic să le avem în toamnă, existând un an, ca să fie făcute manualele, iar manualele să fie și tipărite, să n-avem situația de până acum în care practic copiii primesc cei de-a treia de care vorbeam, primesc manualele, le-au primit în fiecare an spre sfârșitul anului școlar. Au lucrat practic după manuale vechi, dacă le-au mai avut, sau în orice caz învățătorii au făcut un efort să se țină după manualele electronic care era deja. Bun, problema este, apropo de, să zicem, de nou plan cadru, sunt și alte noutăți. Mă gândesc la acea noțiune. Dispare una din schimbări, se scoate acea cultură civică care se făcea la clasa a 7-a și a 8-a și avem din clasa a 5-a până în clasa a 8-a o educație socială, dacă am înțeles bine ca denumire, dar educație socială, care are diverse, se fac mai multe lucruri la această disciplină, intrând tot ca specializare cumva pe socio-umane. Vorbeam aici puțin și eu o situație cel puțin ciudată la numărul de ore. Deci știm că și în momentul când se lansa legea educației în 2011, se vorbea că într-un orizont de timp rezonabil, când se va aplica legea în totalitate, nu s-a putut aplica niciodată și nu se va aplica vreodată pentru că avea foarte multe inepții, să spunem așa, se vorbea de un număr de ore care n-ar fi trebuit depășit, în sensul că la liceu trebuia să nu se mai depășească 30 de ore, în gimnaziu trebuia să ne rezumăm undeva la 25 de ore ca maxim, ca prag, și în învățământul primar undeva la 20 de ore maxim. Ce vedem noi cu acest lucru? Bine, deja știm că la învățământul primar nu s-a deci deja depășisem acel prag de 20 de ore și practic la învățământul primar, clasa a treia, dacă rețin-o bine minte, e vorba de vreo 24 de ore pe săptămână. În aceste condiții, n-ar trebui să ne surprindă prea mult noul plan cadru, dar care vine cu ore în plus. Și ar fi bine să comparăm acest lucru. Da, acum, fiind profesor la un liceu tehnologic, într-adevăr, la liceele teoretice se cam respectă cele 29 de ore. Deci pragul de 30. De pragul de 30, probabil că acolo unde sunt clase bilingue sau intensive, atunci acolo probabil că se depășește. Dar, pe de altă parte, trebuie să spunem că la liceele tehnologice, chiar dacă să spunem că în trunchiul comun și într-un curriculum diferențiat sunt acele 30 de ore, totuși acele discipline tehnice care apar în CDL sau inclusiv în instruirea practică, dacă ținem cont că, luăm așa la alegere, clasa 9 au aproximativ 30 luni
de 39 de săptămâni de carte și instruire practică. Practic, să zicem că dacă le-am repartiza aceste ore tot pe același număr de ore ca și la școlile generale sau licee teoretice, probabil că liceele tehnologice vor depăși acel număr de 30 de ore. Deci, ia cât nu numai la gimnaziu sau la ciclul primar se depășește numărul de ore, inclusiv la liceele tehnologice, dacă ne-am încadrat în săptămânile cele 36 de săptămâni, cu siguranță s-ar depăși numărul de ore. Bun, avem totuși problema dacă, să zicem, clasa 8-a în vechiul plan cadru se oprește la 30, da. Clasa 7-a tot la 30, acum avem o depășire, deci nu numai că nu avem ore structurale, dar avem și ore în plus. E un minim de 31, care presupune că nu mai avem alte opționale decât cel integrat, și un maxim care poate ajunge la clasa 8-a la 34. Asta, dacă, în traducere pentru telespectator, să vă gândiți că copiii de clasa 8-a ar putea avea în unele școli 7 ore pe zi timp de 4 din 5 zile. Da, 4 din 5 zile, 7 ore. Acum, într-adevăr, crește numărul de ore dacă în planul vechi, de exemplu în clasa 9, în clasa 5 erau 26 de ore. Acum văd că se ajunge undeva între 26 și 28. Dacă la clasa 10 de la 28 ajunge undeva la 28, respectiv între 28 și 30. La clasa 8-a, 7-a, așa cum spuneați, 30 înainte, acum între 31 și 33, iar 30 înainte la clasa 8-a, acum în jur de 31 și 34, se observă un pic această creștere, care, pe de altă parte, așa cum spuneați dumneavoastră în preambul, se datorează, în primul rând, introducerii disciplinei de informatică și TIC. Acum, înainte se vorbea la gimnaziu să se introducă doar o disciplină numită TIC, tehnologia informației. Informatică și TIC înseamnă un pic altceva, înseamnă și un pic de programare și un pic de tehnologie informației. Limba latină nu s-a pierdut, așa cum bine spuneați. Poate că este un plus faptul că de la clasa 8-a ajunge undeva la clasa 7-a, unde, dacă stăm bine să gândim, la clasa 8-a, elevii erau tentați să o treacă mai repede cu vederea, având în vedere că în vară aveau un examen de evaluare și atunci profesorul de română care de obicei preda această disciplină era tentat ca în locul orei de latină să facă tot limba română, cel puțin în partea a doua a anului școlar. Poate un lucru pozitiv. Un lucru poate iarăși destul de bun este și ora în plus de istorie și acum, așa cum a spus dumneavoastră, cel puțin opționale, denumirile opționale, opționalor pe care ministrul le-a propus la nivel național sună destul de interesant. Unele dintre ele chiar foarte interesante și m-aș opri odată la, în primul rând, la educație pentru societate sau cultură civică, da. Educație pentru societate, care la clasa a 5 poartă denumirea de gândire critică și drepturile copilului. Da, acestea nu sunt opționale. Intră în locul culturii civice. Exact, intră în locul culturii civice, da, aici, da. La clasa a 6-a, educație interculturală. Da. Foarte mult îmi place disciplina de la clasa a 7-a, educație pentru cetățenie democratică. Corect, și era necesară. S-a discutat de fapt de ea să fie băgată la tot și 4 ani de gimnaziu, dar după aceea s-a renunțat. Iar la clasa 8-a, o educație economico-financiară, din punctul meu de vedere, destul de interesantă, pentru că în liceu, în afară de faptul că apare, la disciplinele tehnice, la liceele tehnologice, apare o disciplină, educația antreprenorială, o singură oră, mi se pare că doar în clasa 10-a, faptul că apare încă o oră care face, încă o materie care face pregătirea elevilor pentru viitor în domeniul economico-financiar, este foarte bun și cred eu că crește șansele viitorilor absolvenți mai departe pe piața muncii. Ar fi multe de spus, de fapt,
Cu siguranță acest nou plan cadru va mai fi dezvoltat inclusiv în această emisiune, însă aș vrea să punctez mai mult, având în vedere că avem în emisiune un director de liceu, discuția despre profilul absolventului de gimnaziu, mai ales că ministrul educației, Adrian Curaj, spunea ieri, a fost argumentul practic principal al acestui nou plan cadru, faptul că se vom avea un absolvent de gimnaziu mult mai pregătit, mult mai orientat, să spunem așa, pentru ce l-așteaptă în liceu. De fapt, spunea dânsul ieri, s-a mers pe cele 8 competențe cheie. Deci absolventul de liceu va trebui absolventul de gimnaziu va trebui să fie concentrat, să se descurce la comunicare, deci în principal în limba română. Și avem o problemă de a vorbi liber pentru copii la acest moment, matematică, științe și tehnologii, competențe digitale, ce vorbeam de informatică, a învăța să înveți, competențe sociale și civice, ce vorbeam de noua disciplină, antreprenoriale și competențe de exprimare culturală. Cam asta ar trebui să aibă absolventul de liceu, de gimnaziu. Și apropo de profilul lui, și am să vă rog să comentez, mai ales dacă comparăm cu ce se întâmplă la acest moment. Deci, absolventul de gimnaziu ar trebui, după ce face noua formulă de ăsta și poate comparăm cu prezentul, să se angajeze într-un dialog proactiv la limba maternă, adică să descurce foarte bine în limba română, să-și exprime opiniile, ideile sau sentimentele prin mesaje verbale sau scrise, adaptate situațiilor de comunicare în care este implicat pe baza propriilor experiențe sau pornind de la ceea ce a ascultat sau citit. Să utilizeze la nivel elementar cel puțin două limbi străine, să înțeleagă și să exprime mesaje într-o limbă străină despre subiecte de viață de zi cu zi, să participe la interacțiuni verbale pe teme cunoscute în limba străină, și ar trebui să se descurce, să aibă competențe matematice și competențe de bază în științe și tehnologii, să se descurce să utilizeze calculatorul foarte bine, sunt și altele. Da, m-aș opri la câteva dintre ele, dar înainte de asta, cred că dacă s-a urmărit să se asigure o tranziție mai ușoară absolventului de gimnaziu către liceu, este un lucru foarte bun. Pentru că de fiecare dată când avem profesori din învățământ universitar care își promovează universitățile, facultățile în cadrul liceului nostru, mulți dintre ei ne reproșează că între ceea ce fac ei și modul în care noi le furnizăm elevii este o prăpastie destul de mare. De altfel, să știți că sunt studii, pe de altă parte sunt studii care spun că și agenții economici se plâng la nivelul țării, dar și la nivelul regiunii noastre Sud-Vest Oltenia, agenții economici se plâng că, la fel, elevii pe care noi îi furnizăm, absolvenți pe care îi furnizăm pieței muncii, nu au toate competențele necesare pentru și nu sunt mulțumiți de ei. Pe de altă parte, noi când profesori de liceu ne întâlnim cu profesorii de gimnaziu, la fel le reproșăm că elevii, absolvenții de clasa 8-a, când ajung în licee, nu sunt pregătiți pentru a face față și nu se integrează foarte rapid. Și atunci clasa, să zicem așa, clasa 9-a, pentru absolvenții de gimnaziu este un an foarte dificil. Asta observându-se în special în rezultatele lor la diferite discipline. Acum, spuneați înainte de că un absolvent de clasa 8-a ar trebui să aibă competențe bune, cunoștințe bune în ceea ce privește două limbi străine. Total de acord. Trebuie să spunem telespectatorilor dumneavoastră că începând din licee, aceștia au voie să participe la diferite proiecte în străinătate, diferite stagii de practică. Chiar din gimnaziu. La 12 ani. Da, și mă refer aici în special la programele de stagii de, în care ei pleacă să învețe, practică, în care ei sunt notați acolo, iau note, și atunci este bine să aibă aceste competențe. Vorbeam despre, spuneați înainte, despre competențe. Nu, dar și apropo de comunicare în limba maternă, să poată să-și exprime opinii, deci absolventul actual e la limbajul de Facebook de foarte multe ori, din păcate. Nici măcar nu mai avem pe acei elevi
erau generații noastre, turuiau comentarii la limba și literatura română. Da, dar să știți că poate mai important decât ce a spus dumneavoastră anterior, mai important este ceva ce a spus dumneavoastră și mai anterior, când vă referați că elevii să știe să învețe. Asta ar fi esența, să știe să învețe. Da, ar fi una din competențe, să fie conștient de propria sa învățare, pe care și-o asumă prin formularea de obiective și planuri simple de învățare. Elevii, acum, în momentul în care vin în clasa 8-a între 9-a, au dificultăți, nu știu să-și dozeze efortul, nu știu să-și canalizeze, nu știu să învețe, încă nu cunosc stilul de învățare propriu, auditiv, vizual, și atunci au anumite probleme. Până ajung să un elev de clasa, la începutul clasei a 9-a, un elev învață o lecție sau își asumă niște cunoștințe mai dificil. Spre sfârșitul clasei a noua, lucrurile se schimbă. Și atunci, poate și de asta, notele care sunt relativ, cred eu, sunt un pic mai mici în clasa a noua față de clasa a opta, pentru că există oarece prăpastie. Și atunci, până se acomodează, până trece de acest hop, elevul are multe probleme. Faptul că noul plan cadru își propune să niveleze această tranziție, e un lucru foarte bun. Da, acum problema este de unde luăm copiii față de aceste competențe, că putem să apreciem cam ce se întâmplă la acest moment și unde vrem să-i ducem în distanța aceasta de 4 ani. Deci, practic, în 2022, absolventul de gimnaziu, pentru că în 2017-2018 se aplică, ar trebui să știe toate acestea, să știe, să fie conștient, să fie un alt tip de absolvent decât este cel din prezent. Problema e, dacă putem să facem asta și trebuie să fim optimiști, dar să arătăm și prăpastia care este la acest moment între ce cere noul profil al absolventului și ce dă în momentul de față gimnaziu. Și mă gândesc doar la un lucru, spuneați de învățare. Se știe că în gimnaziu cam toți profesorii trag de copiii buni, deci trebuie să fie bun sau foarte bun cam la toate materiile, de aia poate nici nu, deci trebuie să învețe la toate, și nu-și canalizează, să spunem așa, interesul pe ce-l interesează pe el. Vine la un liceu tehnologic sau vine la un liceu teoretic și vrea să facă ceva. Efortul lui în gimnaziu se disipează foarte mult în aceste direcții, iar când vine la liceu ar trebui să-și dozeze cumva, să se concentreze pe mai puține materii. Da, poate totuși aceste opționale pe care, cel puțin cele la nivel național, propuse la nivel național, poate vor avea rolul și îl vor ajuta pe elev să se regăsească, să își dea seama de care este dorința lui, ce vrea să facă el, în ce poate fi el performant. Îmi place foarte mult ideea de a introduce un opțional de șah, educație prin șah. Bine, în foarte multe școli trebuie să aduce și șahul. Deci, efectiv, acele piese. Dar dacă ne referim că faptul că în foarte multe școli trebuie să introducem calculatoare, tablete pentru a face o oră de informatică, faptul că aducem niște ar fi ultima problemă. Da, ar fi ultima problemă. Poate că aceste activități, aceste opționale, îl vor ajuta pe copil să-și dea seama de ceea ce dorește el. Poate aceste opționale, în plus față de trunchiul comun, îl vor ajuta. Iar denumiri, cel puțin denumirile, pentru că, așa cum spuneți deocamdată, nu avem, nu știm exact conținutul acestora, denumirile acestora sugerează, cel puțin în primă fază, lucruri destul de interesante. Acum, trebuie spus că și la gimnaziu, poate că acest lucru care se dorește prin aceste opționale, acest lucru noi încercăm acum la o fază, la un nivel foarte mic, să realizăm prin, și chiar ăsta este scopul programului Școala Altfel, să-l ajutăm pe copil să se descopere, să-și descopere talentele, să-și descopere cunoștințele și alte cunoștințe și alte abilități față de cele care le obține prin școală. Și poate în felul acesta să-și aleagă o viitoare carieră care să-i aducă satisfacții. Da, pentru că tot ați deschis, să spunem așa, subiectul Școala Altfel, săptămâna aceasta care spuneau foarte mulți profesori din învățământ, spunea, domne, să treacă și săptămâna, Școala Altfel, că mi se pare cea mai grea săptămână. Deși teoretic
îi apare una foarte lejeră cu activități pentru copii să-și descopere talentele, nu știu ce, pentru foarte mulți profesori, mai ales din ăia care au, deci muncesc efectiv foarte mult la clasă, spun că li se pare mult mai greu să facă și altceva. Așa este. Faptul că școala altfel este, hai să zicem, o școală fără catalog, că activitățile chiar sunt altfel față de activitățile de zi cu zi de la clasă, introduce și foarte multe grade de libertate, profesorii nu mai sunt chiar stăpâni pe ei, lucrurile se întâmplă altfel și atunci e normal ca noi toți să simțim, să avem oarește emoții în modul în care se desfășoară aceste ore. Faptul că nu există un program, să zicem, foarte strict. Există un program, dar acest program poate să fie mai scurt, mai lung, în funcție de cum se desfășoară activitățile. De asemenea, trebuie spus că aceste activități nu se desfășoară doar cu profesorul de la clasă și clasa respectivă, sau nu neapărat. Sunt foarte mulți alți parteneri, parteneri locali, parteneri județeni, parteneri economici, culturali, care participă la aceste activități. Și atunci, ca să spun așa în ghilimele, chiar totul este altfel. Elevii trebuie spus, se simt un pic mai liberi, trebuie supravegheați mai mult, atât de profesori cât și de elevi, pentru că se pot întâmpla o grămadă de accidente. Sunt foarte multe excursii în această perioadă, foarte multe vizite de studiu. Și atunci, care ar fi rețeta unor acțiuni eficiente în acest domeniu și premiate, pentru că 2 ani la rând cred că ați luat premiul ca cea mai bună activitate de școală altfel din județul Gorj, deci l-ați luat la nivel de țară. Da. În primul rând, cred eu că ar trebui să respectate etapele care sunt indicate în cadrul acestui program, adică aceste activități să nu le propui tu și să nu fie făcute pe picior, să fie discutate, așa cum spune metodologia, cu elevii chiar un semestru întreg, dezbătute în ședințe cu părinții, dezbătute în catedre, în consilii profesorale, alese acele activități care chiar sunt în acord cu nevoile școlii, cu nevoile elevilor, în special cu nevoile elevilor, care pot să-i ajute să-i dezvolte, cu nevoile comunității, și încadrarea foarte bună, cred eu, în acele activități, pentru că ministerul propune propune o serie de activități pe domeniul tehnic, pe domeniul cultural, pe domeniul artistic, domeniul sportiv, iar elevii care participă, elevii și profesorii care participă la această acțiune ar trebui să fie, să creadă în aceste activități, să creadă că îi ajută partenerii să fie unii valoroși, pentru că la final, atunci când îți vei depune dosarul pentru a candida la nivel național, jurul de acolo să observe că ceea ce ai făcut tu este ceva valoros, ceva care a venit și a adus un plus de valoare atât participanților, cât și școlii sau comunității. Da, foarte interesant ce ne spuneți apropo de această școală altfel. Ea integrează cumva și activități și instituții de cultură, instituții de educație care, să zicem, în mod normal nu sunt la îndemâna programului școlar efectiv. Adică chiar și la muzeu ajungi destul de greu fără, în afara școlii altfel. Nu mai vorbesc la alte instituții, am văzut de la jandarmerie până la unitatea militară, pompierii și alte unități care pun, adică fac un fel de ziua, arhivele județene, fac un fel de program de ziua porților deschise, în care copiii se pot întâlni, poate, cum spuneați mai devreme, cu viitoarea meserie, adică își descopere, da, sau zic, bă, asta mi-ar place mie să fac în viitor. Da, chiar asta este rolul acestui program școală altfel.
spuneați că să faci o vizită pentru niște elevi, să zic, de clasa 11-a, într-o unitate militară, într-o unitate de jandari, de pompieri, poate tinerii vor fi atrași de acest loc de muncă, poate își vor dori, poate unii chiar își dorești și vor să afle mai multe. Acum, ca să vizitezi o astfel de instituție, vei depune o grămadă de cereri, trebuie să obții aprobări peste aprobări. Apoi este foarte greu pentru școală să scoată elevii în anumite ore, să-i trimită în acea zonă, să scoată profesori de la ore care să-i însoțească. Școala altfel oferă oportunitatea școlilor, și mă refer aici profesorilor și elevilor, dar și acelor agenți economici sau aceste instituții care să-și facă cunoscută oferta, aici poate să intre și universitățile locale, le dă șansa să-și popularizeze oferta și să, de ce nu, să ajute elevii să-și găsească viitorul traseu profesional. Da, deci perioada 18-22 aprilie se va anunța foarte interesantă și în acest an, mai ales că, printre alte evenimente mai deosebite decât în alți ani, avem sabia lui Tudor Vladimirescu la Târgu Jiu, de exemplu, la Muzeul Județean, care poate fi vizitată, și mai sunt și alte, să spunem așa, evenimente marcante. Ce aveți deosebit la Colegiul Tehnic General Gheorghe Magheru pe aceste activități? Spuneți-ne una sau pe care, să zicem așa, vreți să o propulsați în competiția pentru... Da, acum eu aș vrea să le propulsez pe toate, dar va fi un concurs la nivelul școlii și cea care va obține cele mai multe voturi din partea elevilor și a profesorilor, aceea ne va reprezenta. Vor fi dezbateri, vor fi concursuri sportive, concursuri cultural-artistice, concursuri pe diverse teme, vor fi proiecții de film, concursuri de jocuri video și multe altele. Concursuri literare. Deci aveți din toate sau pentru toți, ca să spunem așa, ce le place mai mult ca să facă acest vizite de studiu în județ, în afara județului, la diverse agenții economici, la universități. Da, interesant. Deci se anunță un program destul de dens la dumneavoastră din această privință. Însă, spuneați mai devreme despre faptul... apropo de absolvenții de gimnaziu, faptul că le sunt necesare acele competențe în limbile străine să se descurce inclusiv în acele stagii de practică sau ceva care se fac la nivelul liceului. Știu că sunteți coordonatorul, directorul unei unități școlare care are foarte multe asemenea proiecte, iar cei de elevii de la Magheru, vrând nevrând, trebuie să știe, să aibă competențe în limbile străine, să se descurce dacă fac practica în Portugalia, Italia, Anglia. Acum, astea au fost țările sau sunt în momentul de față. Da, acum depinde de elevi dacă vor să facă practica în județ, la parteneri economici sau în laboratoarele școlii, sau vor să facă practica la un agent economic din străinătate. Acum, într-adevăr, dacă optează să facă practică un agent economic din străinătate, trebuie să aibă cât cunoștințe de limbă străină, pentru că, de obicei, limba engleză, dar poate fi și franceza, pentru că în străinătate practica se va realiza, materia va fi predată într-o limbă de circulație internațională, urmând ca elevii să fie evaluați, să primească note, iar la final, la revenirea în țară, o comisie la noi din școală să transforme aceste note, să le echivaleze cu să zicem, calificative naționale, calificative românești, și să le fie trecute în catalog. Acum, dumneavoastră spuneați numai de că elevii de gimnaziu ar trebui să aibă competențe lingvistice. Acum aveți dreptate, pentru că, pe de altă parte, dar trebuie să spunem că ar trebui să aibă competențe și digitale, pentru că, de exemplu,
Comisia Europeană pune la dispoziție absolvenților și o platformă digitală în care elevii pot învăța singur o limbă străină, pot fi ajutați de un profesor să învețe o limbă străină, un profesor din școală, și atunci ar trebui să aibă și ceva competențe digitale. Acum, cele mai multe stagii de pregătire practică sunt pentru clasa 11 și atunci elevul ar avea ceva timp să-și îmbunătățească competențele lingvistice până în clasa 11, dar cel puțin noi la școala noastră am încercat în ultima vreme să coborâm un piculeț aceste proiecte de la clasa 11 către clasa 10, pentru că acolo am descoperit noi că ar fi anumite discipline destul de interesante pentru ele și mă refer aici la disciplinele din curriculum de dezvoltare locală, care ar avantaja elevii printr-o tranziție mult mai repede către locul de muncă. Bun, acum ați avut și în anii trecuți, sunt și acum de vor fi și poate ne spuneți unde mai pleacă copiii, să se zice măcar în anul acesta, unde își fac stagiile de pregătire, în general proiectele acestea, le faceți undeva mai spre sfârșitul anului școlar din ce am văzut? Nu, depinde cum au fost programate. Depinde cum au fost programate și încercăm să le programăm în funcție de modul în care ei au achiziționat anumite cunoștințe care le sunt necesare pentru a efectua aceste stagii de pregătire practică. Și atunci, dacă unii elevi au căpătat aceste cunoștințe, au abilitățile necesare, atunci ei participă imediat în stagiu. Ele, dacă ar fi să le împărțim așa, sunt odată în perioada de iarnă și altele, într-adevăr, multe dintre ele sunt în perioada de primăvară-vară, iar unele dintre ele sunt chiar, să zicem, vara, chiar la finalul anului, după ce partea teoretică s-a terminat, practic s-a luat vacanță și rămâne doar stagiul de practică să fie efectuat. Acum mai au de făcut practic în luna iunie-iulie, doar 40 de elevi. Și care merg unde? Toți vor merge la trei instituții de, cred eu, de calibru destul de mare din Lisabona. Deci în Portugalia. În Portugalia, da. Am înțeles. Apropo de absolventul, că nu, mă întorc la motivul acestei emisiuni, cum fac față elevii de la Gorj, elevii de la liceul pe care îl conduceți, acolo, când merg în străinătate, indiferent de țară, cum îi văd cei de acolo cu care lucrează, cum văd copiii, cum văd cadrele didactice de la noi? Da, acum v-aș da două răspunsuri. O dată, cadrele didactice sunt văzute foarte bine, sunt considerați adevărați profesioniști, chiar dacă baza noastră materială este una rudimentară față de baza materială pe care o folosesc cei de acolo. Totuși, colegii noștri reușesc foarte repede să se adapteze, sunt foarte muncitori și, ca urmare, sunt foarte apreciați. Chiar vineri acum pleacă trei profesori ingineri într-un prim stagiu de pregătire tot în Lisabona. Acum, în ceea ce privește la elevi, lucrurile stau un pic altfel, pentru că elevul, în momentul în care participă la o selecție în cadrul unității, practic, odată ce el a fost admis să participe în acest proiect, el nu participă imediat în proiect. S-ar putea ca, după ce a fost selectat, să urmeze un drum de 6 luni, 8 luni, în care el va fi pregătit în cadrul instituției noastre, va realiza un anumit număr de ore de pregătire lingvistică în limba engleză, pentru că el trebuie să-și îmbunătățească foarte mult competențele lingvistice și practic va participa la un curs intensiv de limba engleză, ce se întinde pe o perioadă destul de lungă, apoi va participa la o pregătire culturală și în final la o pregătire pedagogică, care trebuie să-i atenueze un pic șocul acesta și cultural și pedagogic, pentru că acolo lecțiile se desfășoară altfel, activitățile de laborator, de instruire practică se desfășoară altfel și inclusiv valorile
sunt total diferiți. Atunci, elevul trebuie pregătit din start să înțeleagă și să facă față acestor lucruri, pentru că sunt mai multe valori la ei, sunt altfel valorile, se pune foarte mult accent pe ceea ce știe să facă practic, sunt punctate și partea teoretică, se pune accent foarte mult pe activitățile de laborator. Iată cam ce încearcă să facă și absolventul de gimnaziu și probabil la nivelul, când vom ajunge cu reforma la nivelul liceului, probabil acolo se vor duce acele cerințe. Începem să luăm și noi de la partea europeană multe din aceste lucruri. Sunt convins că asta s-a dorit prin acest nou plan cadru, pentru că asta este tendința spre care trebuie să mergem. Spre rezultatele școlilor din vest. Uitați-vă la testele PISA, unde România în fiecare an este undeva la coada clasamentului față de majoritatea școlilor și rezultatelor țărilor din vest, deși de foarte multe ori noi spunem școala românească este mult mai bună ca școala vestică, dar se pare că nu e așa. Bine, avem și tipologia de subiecte diferite, ce se face la noi în învățământ față de ce se face acolo. Și asta este adevărat. Și asta este adevărat. Să știți că sunt destul de multe mesaje, dacă am numărat eu bine, sunt vreo 9. Multe au stârnit chiar planul cadru, ceea ce înseamnă că telespectatorii sunt foarte doi. Am însă niște comentarii foarte ciudate, adică niște replici pe care nu mă așteptam la ele, deși s-ar putea să fie corecte. Spune cineva așa, domnilor invitați, ne spune, deci numai domnul invitat, eu sunt realizator, nu contează, domnul invitat, de fapt au vrut ministerul, a vrut să ajute absolvenții de drept. Cu acea disciplină băgată la 4 clase de educație socială, numai absolvenții de drept o pot preda și automat vor fi alte catedre în învățământ. Aici să știți că răspund dânsului, nu aveți dreptate, pentru că vedeți dumneavoastră la aceste ore apar, să zic, și la o școală de 50 de km de Târgu Jiu și la altă școală la 60 de km și practic ca să-și faci o catedră va trebui să faci o catedră din foarte multe școli. Nu cred, poate din punctul de vedere aceste discipline nu știu conținutul, nu știu și neavând exact miezul, nu ne putem da seama exact cine poate să-l predea. În schimb, pe de altă parte, aș da dreptate, am văzut undeva aici specificând ceva de cunoștințe juridice la o anumită clasă. Acum, cred eu că la gimnaziu se introducem anumite cunoștințe juridice, poate totuși un pic cam mult. Da, cineva spune așa, ați spus ceva de faptul că se reduc ore de biologie, în schimb lăsăm fizică, chimie și alte lucruri când noi nu mai avem o industrie. Cum ziceți dumneavoastră despre această problemă, spune cineva. Se referă la faptul că dispar ore de biologie. Acum, la gimnaziu, din câte consider eu, ar trebui să se asigure o pregătire de nivel general. Pregătirea de specialitate și mai aplicată ar trebui să se realizeze mai departe la liceu. Acum, în liceu, în general, în gimnaziu, elevul ar trebui să aibă să capete acele cunoștințe care să-l ajute mai departe să facă față atât la un liceu tehnologic, cât și la un liceu teoretic. Da, cineva ne zice așa, salut prezența domnului Buzerea la această emisiune, remar faptul că conduce un liceu foarte bun, dar de ce alte licee nu au asemenea proiecte ca copiii noștri să se compare cu cei din Europa? Da. Greu de răspuns. Da. Dar în același timp, să zicem așa, a știut să accesat aceste proiecte, că până la urmă este meritul școlii. Ne-am gândit să punem în centru activității noastre elevul și atunci dacă elevul a avut nevoie de astfel de proiecte pentru a se dezvolta mai departe, le-am accesat. Nu se mai învață nimic în învățământul românesc și noi punem pe hârtie noi și noi cerințe. Ar trebui întâi să învețe să scrie și să citească, măcar la nivel de clasa 8-a. Acum, dacă analizăm și unele rezultate care le avem pe la evaluare, pe la examenul de bacalaureat, îi dau dreptate dumneavoastră.
parțial. Spune cineva așa, în această săptămână altfel, așa numește dânsul, școala altfel, da, de fapt, în foarte multe școli bate vântul. Nu se face nimic. Doar în unele școli este activitate, toată lumea e la film, în excursii și peste tot. Au aceste lucruri, cred că vrea să zic, în orice, un rol pozitiv? Acum noi ne-am referit la lucrurile serioase, ceea ce se poate face. Și eu rămân la convingerea că se pot face foarte multe lucruri, pentru că în cursul unei săptămâni de lucru obișnuit, elevul este foarte greu să facă și altceva în afară de școală. Cred că eu, din câte știu, foarte multe școli își fac, în foarte multe școli această activitate este luată în serios și eu cred cu tărie că dacă se face cum trebuie, aduce un lucru pozitiv și poate contribui foarte pozitiv la educația elevilor. Da, cineva revine, tot la planul cadru se referă, este un pas înainte, dar din păcate se va aplica foarte lent. Gândiți-vă că dacă se aplică până în 2020 și ceva, deja lucrurile s-au schimbat în Europa și în lume. Singurul lucru câștigat este informatică. Da, într-adevăr, informatică era într-adevăr de acea prăpastie care discutam noi, pentru că un elev la gimnaziu, în cel mai fericit caz, foarte puțin, și eu nu înțeleg de ce în foarte puține școli generale se predă informatica la gimnaziu. Da, s-a renunțat, deși avem, bine, la nivelul anilor 2004-2005, dar toate școlile au primit laboratoare, toate școlile cu personalitate juridică. Mare parte. Cu personalitate juridică, da. Toate. Cele care au structuri, într-adevăr, nu au toate laboratoare sau nu au avut la vremea respectivă. În aceste condiții, cel puțin la nivelul 2009 s-au corectat unde nu aveau, deci în aceste condiții faptul că au scos opționalul de informatică a fost o eroare. Iată că planul cadru corectează aceste lucruri. Numai că întrebare și vorbim cu specialistul informatică, pornind de la acest mesaj, facem față cu vechea dotare de acum 12 ani sau mai mult? Încă facem, dar este clar că ne aflăm undeva la limită, atât din punct de vedere al hardului, cât și de punct de vedere al programelor, al software, a părții software, pentru că licențele noastre sunt undeva, la majoritatea școlilor din județul Gorj, licențele sunt undeva la nivelul 2007, Office 2007. Nu, da, apropo de calculatoare, efectiv, nu cumva aceste obiecte care le avem în școli de multe ori ar fi în Portugalia sau unde mai mergeți în acest, ar fi deja la muzeu? Bine, acum cam foarte multe din ceea ce folosim noi în școli sunt la nivel de muzeu și vă pot spune asta că într-o școală din un parter economic din Lisabona, un profil similar liceului nostru pe resurse naturale, foloseau anumite balanțe să le arate elevilor ca exponate de muzeu. Iar noi le folosim și mai mult, elevii trebuie să învețe să le folosească inclusiv pentru olimpiada la faza națională. Da, cu siguranță ar fi multe de spus, ne apropiem de finalul emisiunii. Au fost niște mesaje interesante, cred că mai era unul sau două, dar nu sunt relevante în discuția noastră. Sunt genul de felicitări la adresa invitatului, activității și nu știu ce. Ultima întrebare, apropo de cât bănuiesc că atât ne-a rămas undeva la un minut sau două. Ce am putea să concluzionăm despre acest plan cadru și întreb acum, pentru că acest plan cadru are un orizont de aplicare 2017-2018, anul școlar, se duce 4 ani, da? Să înțelegem că la licee vom avea un absolvent al noului plan cadru de la liceu, coroborat cu cel de la gimnaziu în 2025 sau 2026? Da, aici ar fi câteva probleme, ar fi problema cea mai mare, pentru că problema ar putea apărea mai multe locuri, inclusiv cine preda aceste opționale, cum spuneați dumneavoastră mai devreme, cine are dreptul să predea, cum va arăta centralizatorul. Acum nu putem decât să așteptăm și să sperăm că telespectatorul nostru, care spunea că dăm apa la moară juriștilor, nu are dreptate.
Bun. Și ca ultimă, în 30 de secunde, anunțați următoarele acțiuni de amploare, să spunem așa, la nivelul unui simpozion de tradiție, simpozion internațional, și un concurs maghiarul care a treia ediție este deja regională. Da, este vorba de un simpozion la care noi ținem foarte mult, este vorba de simpozionul ENEC, care, ca și în acest an, va fi realizat cu un partener cu universitate. Este un partener internațional realizat cu o școală din Polonia. Iar concursul și simpozionul maghiarul este unul la fel de drag nou, pentru că l-am propus și astfel încât să vină să valorizeze un piculeț personalitatea celui care a fost patronul spiritual al liceului nostru. Deci 14 mai vom fi prezenți la aceste activități. Mulțumim pentru prezența dumneavoastră la emisiune. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Școala Gorjeană. Domnul Marius Buzerea, directorul Colegiului Tehnic General Gheorghe Maghiarul, a fost cu noi. Mulțumim pentru atenție. La revedere!